Astăzi, Valea Jiului și-a comemorat torta cii. De la Islavest au avut loc slujbe de pomenire, depuneri de coroane, defilări și alocuțiuni susținute de autoritățile locale. La Petroșani, în parcul Carol Schroeter, lângă statuia minerului, acțiunile au debutat încă de la primele ore ale dimineții. În fund de munți, noi des intrăm, cu bun noroc ne salutăm. Și când ieșim din sânul lor, noi tot noroc strigăm. Bucur că suntem astăzi aici la Petroșani, în fața acestei statui, simbol, un simbol de care este indisolubil legată viața noastră a celor din Petroșani și din Valea Jiului în ultimii 150 de ani. Dacă noi astăzi suntem aici într-o mare sărbătoare, este 6 august, ziua minerului, este ziua în care, atunci în 1929, practic s-a întâmplat, dacă vreți, prima mișcare serioasă din partea unei categorii sociale împotriva unor lucruri care se întâmplau în acea perioadă. De-a lungul timpului, problemele au rămas cam aceleași, doar situațiile au fost cumva diferite, însă munca minerilor și principiile lor de viață au fost și vor rămâne întotdeauna aceleași. Astăzi este o sărbătoare și un prilej de bucurie pentru noi toți și în primul rând pentru mineri, pentru familiile lor și pentru tot ceea ce înseamnă munca grea de miner. Dar așa cum este viața în general, există această luptă văzută sau nevăzută între viață și moarte, între bine și rău, iar minerii sunt oamenii care, cred eu, și sigur, sunt și alte categorii sociale, dar pentru că suntem în Valea Jiului, minerii au fost întotdeauna cei care, cu bună știință, și-au riscat viața în fiecare zi pentru a intra în fundul pământului, astfel încât familiile lor și comunitățile din care ei fac parte să aibă ce să pună pe masă, să aibă o speranță și să aibă un viitor. Dacă noi ceilalți în fiecare dimineață ne trezim, mergem la muncă, venim acasă, avem deasupra cerul nostru tot timpul. Minerii, de când se trezesc și pleacă spre servici, spre mină, practic intră într-o lume, așa cum spune minerilor, o lume fără cer. O lume unde ei nu sunt acolo decât cu Dumnezeu și cu ceilalți ortaci. Iar această solidaritate între ei a făcut posibilă această existență a noastră într-o lume plină de griji și de nevoi, dar în care munca lor, ceea ce au făcut ei, a fost întotdeauna un reper moral foarte puternic pentru comunitățile și pentru familiile noastre. Valea Jiului marchează astăzi unele din cele mai importante momente ale sale înscrise cu litere de sânge în istoria noastră națională. În toate orașele Văii Jiului, mineritul a fost ocupația de bază de două secole încoace, iar în ultima sută de ani, aici s-au produs evenimente majore care au schimbat fața acestei industrie. Pentru toți locuitorii Văii Jiului, pentru cei care încă lucrează sau au lucrat în subteran, astăzi e ziua minerului, o zi cu semnificație aparte. Astăzi se comemorează jertfa minerilor de la Lupeni care au declanșat cele două mari mișcări greviste din 1929 și cea din 1977.
Totodată se cinstește memoria tuturor minierilor care și-au pierdut viața în subteran de-a lungul vremii, dar sunt sărbătoriți și minierii care au trudit și încă trudesc în exploatările miniere din Valea Jiului. În urmă cu 90 de ani, la Lupeni, în fața uzinei electrice a exploatării miniere, a fost înăbușită în sânge prima mare luptă sindicală din acele vremuri. Minerii de la Lupeni au fost singurii din Valea Jiului care în zilele de 5-6 august 1929 au întrerupt lucru și au cerut condiții decente, echipamente de protecție, salarii mai bune, facilități pentru ei și familiile lor. Protestul a fost înăbușit rapid și în urma intervenției armatei au rămas morți și răniți. Astăzi îi comemorăm și le aducem un pios omagiu celor care au pierit atunci sau au avut de suferit în urma acestui protest. Tot în august 1977, tot la Lupeni, se aprinde scânteia unei noi revolte. Tot pentru drepturi sociale, condiții mai bune, mai sigure de muncă în subteran și pentru asigurarea unui nivel de trai corespunzător, muncii grele și deosebit de riscante protestau atunci minerii. Au existat și în acest caz repercursiuni. Ortași care au avut de suferit, dar datorită curajului și solidarității minerilor, s-au produs multe schimbări în bine. Astăzi, în acest cadru festiv, îi sărbătorim pe toți ortașii care duc mai departe tradiția mineritului în această zonă bogată și frumoasă. Omagiu minerilor eroi și minerilor care nu mai sunt printre noi. Noroc bun și la mulți ani minerilor care trudesc în adâncul pământului pentru a scoate cărbunele la lumină. Se simte în aer emoția și speranța. Emoția legată de faptul că în adâncurile pământului niște oameni s-au jertfit, au muncit, au trudit pentru ca să ne aducă nouă, cum bine spunea domnul primar, viață și lumină. Este cazul să le cinstim memoria și să fim alături de, de ei tot timpul și tot timpul să fim cu înclinare și cu respect față de ei. Dar cred că este bine să vorbim și despre speranță. Să vorbim despre viitor. Trebuie să facem ca această zonă a Văii Jiului, o zonă aparte pe harta României, să redevină ce a fost. Și poate și mai mult decât atât. Poate că lucrurile nu se mai scriu în felul în care se scriau cu 30 de ani, cu 50 de ani, cu 100 de ani. Depinde doar de noi să găsim această cale ca să facem ca această zonă să redevină prosperă și să redevină așa cum și-au dorit-o toți cei care au trudit pe aceste meleaguri. La Vulcan, ziua minerului a început în sunet de fanfară. De fiecare dată, pe 6 august, ne întâlnim aici, la statuia minerului. Aici să comemorăm pe cei care nu mai sunt între noi, cei care și-au pierdut viața în minele din Vulcan, din Paroșeni și din toată Valea Jiului. Aici ne întâlnim să le urăm celor care astăzi mai lucrează în minele
din Vulcan și Paroșeni, Lupeni și din Vale, să le urăm ca Bunul Dumnezeu să-L deie sănătate, să poată lucra în continuare, să exploateze acea huilă de care avem nevoie cu toții. Locul unde în 1929 izbucnea revolta minerilor, Lupeniul, a fost și în acest an centrul evenimentelor dedicate Zilei Minerului. De protest din Valea Jiului au avut loc în 1929 în Lupeni. Greva minerilor nemulțumiți de condițiile de lucru și de salariile mici a fost stinsă în urma unor represalii crunte, în timpul cărora 22 de oameni au murit și un număr impresionant de mineri, 150, au fost răniți. Depunere de coroane de flori din partea primăriei municipiului Lupeni se pregătește Consiliul Județean Hunedoara. Delegația primăriei este însoțită de domnul viceprimar Mesaroș Iacob. Mă bucură faptul că astăzi, când sărbătorim Ziua Minerului, sunt prezenți foarte mulți oameni și aici la Lupeni, au fost prezenți și la Petroșani și la Vulcan. Și acolo s-a sărbătorit într-un fel, dar s-a și comemorat ceea ce s-a întâmplat în 1929 aici la Lupeni, când minerii au murit, pentru ca noi să avem un viitor. Este foarte important ca în momentul de față toți factorii de decizie care sunt astăzi prezenți aici în Valea Jiului să înțeleagă că noi, cei din Valea Jiului, nu avem nevoie doar de depuneri de coroane și de cuvinte frumoase, avem nevoie și de acțiune din partea dânșilor. Eu sunt convins că, nu numai după ziua de astăzi, dar în general, forțele politice, oamenii cu forță care au fost astăzi prezenți aici, trebuie să facă în așa fel încât să facă lucruri bune, lucruri frumoase pentru Valea Jiului, nu doar să bifeze prezențe. Asta este pentru mine principala dorință pe care o am astăzi. De asemenea, vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult ca activitatea mineră să continue și vă spun sigur, ne aflăm la Lupeni astăzi, activitatea va continua și aici și la Lonea, chiar dacă un fost guvern a dorit să închidă brusc aceste exploatări minere. De asemenea, sper ca cei care conduc mineritul, fie din Znin, fie din complex energetic Hunedoara, să aibă inteligența pentru a face ca lucrurile să meargă mai departe, pentru că beneficiază de tot sprijinul politic de care poate să beneficieze cineva la ora aceasta.
Minerii din toate bazinele carbonifere ale țării comemorează la 6 august minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni din 5-6 august 1929. Această grevă a fost prima mare luptă sindicală din timpul crizei economice. Obiectivele sindicaliștilor au constat în obținerea unor condiții de muncă mai bune, echipamente de protecție, salarizare mai bună și acordarea unor facilități muncitorilor din subteran și familiilor acestora care să le asigure supraviețuirea. Această grevă a degenerat în numeroase acte de violență, în urma cărora au fost uciși peste 20 de muncitori și mulți alții au fost răniți. De atunci, 6 august a devenit oficial Ziua Minerului, având semnificația comemorării victimelor care s-au jertfit în luptele pentru obținerea unor condiții de muncă și de viață mai bune. Totodată sunt comemorate victimele numeroaselor accidente de muncă din minerit.